har și pașa de la Dumnezeu Tatăl și la Domnul nostru Iisus Hristos. Vă salut pașa Domnului cu fiecare care sunteți în casa Domnului. De cel mai plăcut lucru ca să fii în casa Domnului. Pandemia ne rărește, dar slăvit să fie Domnul că ne trece prin aceste suferințe, ca noi să ne dăm seama că avem un Dumnezeu care ne iubește. Nu degeaba ne trece prin aceste suferințe Dumnezeu. Că când ne este bine, uităm de El. Dar când suntem în suferință, atunci suntem mai aproape de El și El este mai aproape de noi. Slăvit să-i fie numele. Deci El a venit în această lume pentru să ne salveze pe noi din păcatele noastre în care trăiam odinioară. În aceste zile, pentru biserică, ne pare că ne este greu. Suntem mai rari unii de alții. Unii s-au îmbolnăvit și stau acasă. E mai rău pentru cei care sunt iresponsabili și nu-și dau seama că prin ceea ce virusul ăsta bântuie, ei pot să-l mute dintr-un loc la altul și să îmbolnăvească și mai mult. Ar fi bine ca să ne protejăm. Să ne protejăm apropiații noștri. Ca într-un timp să vedem că scaurile noastre iarăși sunt unele lângă altele și sala este plină. Și credem că Dumnezeu va face acest lucru. Dumnezeu dă voie diavolului ca să se folosească chiar și de copiii lui. Priveam aseară un clip dar un clip greu de redat. Cum în această lume se petrec lucruri care îl bagiocoresc pe Dumnezeu. În țările civilizate și în țările dezvoltate, atât de mult bântuie urâciunea pustiirii. Atât de mult diavolul își bate joc de oameni. Că te e groaza când privești. Cei de la NASA au spus că eta pandemia, eta второе пришествие. Cercetători și învățați care își dau seama că nu este altceva decât apropierea venirii Domnului Iisus. Și El va veni să-și curețe aria și să ia pe aria, să ia la El. Ar vrea ca să știți un pasaj din suferințele lui Iov. Iov a fost un om neprihănit în fața lui Dumnezeu. Și îl iubea pe Dumnezeu și Dumnezeu îl iubea pe el. Că l-a binecuvântat tot ceea ce a fost să-l binecuvânteze și tot ceea ce și-a dorit el a avut. Dar vine un timp când diavolul se răscoală împotriva copiilor lui Dumnezeu și vine în fața lui Dumnezeu și îi cere permisiune ca să se atingă de ei. Nu trebuie să gândim într-un fel sau altul că cei care s-au îmbolnăvit au păcătuit și s-au îndepărtat de Dumnezeu. La mulți apar aceste gânduri și le-am și auzit precând eu eram bolnav. De atâta s-o îmbolnăvit cu păcătuit.
Nu, dragii mei. Dumnezeu pedepsește pe cel pe care îl iubește. Și nu cred că Dumnezeu nu l-a iubit pe Iov de aceea i-a dat suferințe. Și vreau ca să nu spun de la mine, ci să știți din Cuvântul lui Dumnezeu că chiar și cei care nu sunt aici, în mijlocul nostru, avem un site care ne arată. Și m-a văzut și pe mine data trecută când am stat aici în fața voastră, m-am văzut și nu mi-a prea părut bine că mă văd eu singur pe mine. Și mă sună un frate de-al meu care nu este credincios. Și spune că, băi frate, se poate să transmit clipul ăsta și la ceilalți frați ai noștri și surorilor ca să te privească, să te asculte. Să poftim. Și cred că prin aceste clipuri sunt oameni care se întorc la Dumnezeu. Noi vorbim aici între noi cei credincioși, dar sunt cei necredincioși care ne privesc pe noi și se întorc la El. Și sperăm că într-o bună zi ne vom întâlni cu toții, cei care și-au predat viețile în mâna lui Dumnezeu. În Apocalipsa spune că toți va fi o ceată mare și toți ne vom întâlni unii cu alții. Și va fi o bucurie mare. Acum, haideți să știți din cartea Iov suferințele care s-au început în viața lui Iov. Iov cel care avea de toate, Dumnezeu l-a binecuvântat și într-o bună zi vine peste el urgia. Era în țara un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet și se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-a născut 7 fii și 3 fiice. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile. Avea 7 fii și 3 fiice, 7.000 de oi și 3.000 de cămile. Este o coincidență. De boi, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau prânz. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Îi chema și sfințea și stătea rugăciune cu ei și aveau pocăință în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă fiii lui Iov se adunau și făceau petreceri, Iov nu îi lăsa la nu-i lăsa ca să fie pierdut, ci venea el singur și aducea jertfe înaintea lui Dumnezeu și îi îndemna la pocăință pe copiii săi. Dar Iov are un dușman care dă târcoale ca un leu. Dușmanul acesta este Satana și diavolul care dorește cu înverșunare ca să-i zdrobească, să-i dea de gol pe copiii lui Dumnezeu în fața Domnului. Și atunci când fiii lui Dumnezeu veneau în fața lui Dumnezeu și dădeau
dădeau raport, da? Dădeau raport lui Dumnezeu la ceea ce au făcut și ceea ce au de făcut. Și în mijlocul lor vinea și Satana. Vinea și Satana și Dumnezeu îl întreabă pe Satana. Ce mai faci? Unde ai mai fost? Și el îi răspunde, am fost la cutreierarea pământului. Am fost și am cutreierat pământul ca să văd ce se petrece și unde am de lucru. La piața centrală nu știu dacă diavolul are mult de lucru. Sau într-o casă de bardel. Nu știu dacă prea are de lucru. Dar în biserica Domnului are de lucru mult. Și se stărui ca acolo unde se unesc doi sau trei în rugăciune, el este gata să vină să le încurce. El este gata să vină să le dizbine gândurile ca să-i depărteze de Dumnezeu. Satana a răspuns Domnului, de la cutreierea pământului și de la plimbare pe care a făcut-o pe el. Și Domnul a zis, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el nepreferit. Și Satana spune că da, cu adevărat, nu este nimeni ca el, fiindcă i-ai dat de toate. L-ai binecuvântat cu tot ceea ce a vrut. Dar el nu mai atinge cât de el și o să vezi că cum te vorbește de rău, cum se leapă de tine. Și Dumnezeu îi permite, Satane, du-te și atinge-te numai de trup nu te atinge, de viața lui nu te atinge. Și vine Satana și ia tot ceea ce a avut. Și Iov rămâne singur cu nevasta sa. Fără copii, fără aviere. Nu știu dacă dintre noi cineva să aibă o pierdere mare în familie, l-ar slăvi pe Dumnezeu în plină stradă, sări în sus, a strigat slavă lui Dumnezeu. Cred că puțin s-ar găsi. Dar Iov este acela care spune că de la Domnul l-am primit, la Domnul se întoarce. Nimica nu datorez, nu datorează puterilor mele și mie, totul datorează lui Dumnezeu. După ce Iov a pierdut totul, dar nu a vorbit de rău pe Dumnezeu, vine Satana și se păcișează a doua oară înaintea lui Dumnezeu și spune că atinge-te de trupul lui și o să vezi că te va vorbi de rău. Și Dumnezeu îi permite să se atingă și de trupul lui. Îl bagă pe Iov în suferințe trupești. În această pandemie mult suferă. Nu este familie, cred că, ca să nu aibă suferinți, ca să nu aibă bolnavi. Noi acum trecem printr-o reabilitare și medicul care ne face pe curători spune că mai nu trebuie să vă plângeți, fiindcă mai mult de jumătatea populației Republicii noastre este bolnavă de COVID-ul ăsta. Virusul atacă pe oricine, fie el credincios, fie necredincios. Și suferințele cresc în fiecare familie. Dar cine poate să se bucure atunci când este o suferință? Nu cred că este cineva care să se bucure. Și Iov este în aceste suferințe trupești. În sac și cenușă vine în pocăință în fața lui Dumnezeu. Se găsește soția lui care îi spune blastă-mă pe Dumnezeu odată și mori și cu asta ți se va termina suferințele. Iov cel neprihănit nu s-a mâniat tare, dar i-a spus că vorbești ca o nebună. Câteodată noi dăm îndemnuri pe care nu trebuie să le dăm.
Vrem să învățăm pe cineva ceea ce însăși noi nu am trecut prin aceste experiențe și noi vrem să învățăm pe alții. Nu trebuie să o facem. Cea mai mare înțelepciune pe care o dă Dumnezeu este să taci. Să taci, să meditezi la ceea ce ar dori Dumnezeu să facă în viața omului, nu tu să faci. De multe ori ne judecăm unii pe alții. Ne dăm învățături unii altora. Ceea ce noi singuri nu putem trăi în viața noastră după voia lui Dumnezeu. Avem prieteni care vor să ne aline durerile atunci când suntem în suferință. Și așa s-a întâmplat și la Iov. I-au venit trei prieteni ca să-i aline suferințele. Și Iov tare nu dorea să-i asculte. Pentru că primele 7 zile au tăcut toți. Nimeni n-au vorbit. Și Iov a stat tare în credința lui. Și nu s-a abătut de la gândul că Dumnezeu l-a părăsit. Gândul lui Iov era întotdeauna la aceea că Dumnezeu totuși este viu și Dumnezeu este cu el și Dumnezeu îl va izbăvi din suferințele sale. Cred că a trecut mult timp de suferință la Iov. Nu ne spune Scriptura câte zile, luni sau ani. Nu ne spune. Dar spune că suferințele lui au fost lungi. Ca la urmă Dumnezeu să-l găsească neprihănit 100%. Și la sfârșitul cărții Iov, Iov a răspuns și a zis, știu că poți totul și nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Să știm că Dumnezeu poate toate lucrurile să le facă după voia Lui. Nu ne rămâne doar ca să ne lăsăm călăuziți de El. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg. De minuni care sunt mai de sus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Este bine ca să îl vedem pe Dumnezeu cu ochii noștri. Am auzit înainte de pocăință de Dumnezeu. Am citit în Cuvântul lui Dumnezeu despre El. Dar ochii noștri, atunci când îl văd pe El, atunci ni se lămurește în viața noastră cine este Dumnezeu pentru noi. Avem ochi de văzut și să-L vedem în prisma Scripturii pe Dumnezeul nostru care a venit în această lume ca să ne ia păcatele noastre. Suferința vine de la început. De la Adam și Eva, când au păcătuit, Dumnezeu i-a spus Evei că prin suferințe, prin dureri și suferințe, vei naște copiii. Și suferința vine de la început. Este planul lui Dumnezeu ca prin suferință omul să înțeleagă că depinde de cineva. Depinde de Dumnezeu. Cel care nu trece prin suferință, a auzit ceva, a văzut ceva, dar nu a simțit. Nu a simțit prezența lui Dumnezeu în viață și pare că toate lucrurile sunt la întâmplare. La întâmplare nu este nimic. Dumnezeu a creat omul nu la întâmplare, ci prin hotărâre. El a hotărât ca să creeze omul după chipul și asemănarea lui. Ca acest om pe care l-a creat să-i aducă lui slavă,
să-L cinstească pe Creator. Grupul de laudă și închinare ne cântă frumos dimineața și ne pare bine că suntem în adunare și ascultăm plăcut ceva urechii, frumos sufletului, fiindcă este despre Creatorul nostru. Să nu stați posomorâți în adunare atunci când Dumnezeu este slăvit. La sfârșitul vieții, Iov a binecuvântat pe Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu l-a binecuvântat din nou cu mult mai mult ce a pierdut, i-a dat și fii, și fiice, și bogății, averi, și viața lungă. Spune că Iov a mai trăit după aceea 140 de ani. Și în acești ani, eu cred că i-a dus slavă numai lui Dumnezeu. Fiindcă el a înțeles ce înseamnă suferința în trupul lui. Cei care nu suferă în trup, nu înțeleg suferința. Ceea ce suferă cineva alături, pe tine nu te doare, parcă nu înțelegi și nu știi cum să-l alini pe cel care suferă. Iov a simțit toate acestea pe trupul lui și de aceea prietenilor săi care au venit să-l aline, le-a spus că lăsați-mă în pace, voi nu cunoașteți ce înseamnă suferință. Și după cartea lui Iov, vine altă carte care ne vorbește niște lucruri extraordinare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Legea lui Dumnezeu este pentru cei care sunt creați de El. Dumnezeu a fost de la început împărat și El este împăratul împăraților. Acum se ridică împărat după împărat. Unul 4 ani, vine altul 4 sau 8 și așa se schimbă unul după altul. Unii prigonesc Biserica lui Dumnezeu, alții o lasă în amorțire, dar Dumnezeu este Cel care spune că Biserica mea va dăinui veșnic. Hristos este Cel care a suferit pentru noi. Isaia, capitolul 53, spune că suferințele noastre le-a purtat El. Prin rănile Lui suntem vindecați. Așa că Dumnezeu știe ce înseamnă suferință. El de ce a luat trup omenesc ca să aibă și El acele suferinți, ca și noi, ca să ne dea învățături nouă. Cum să trăim în această viață, trecând prin suferință, dar lăudându-L pe El. În Cartea lui Dumnezeu vom găsi multe locuri unde Dumnezeu ne mângâie în suferință. Și dacă nu ai suferință, nu sunt mâna lui Dumnezeu. Nu o sunt. Numai atunci sunt mâna lui Dumnezeu că lucrează în viața ta când treci prin suferință. Atunci sunt că biserica stă rugăciune pentru tine când ești în suferință. Citim mesaje pe Facebook, pe rețele de socializare. Fraților, rugați-vă pentru fratele Cutare, pentru fratele Cutare că este bolnav. Ne simțim suferințele fiecăruia. Dar va veni un timp când suferințele vor trece. Va veni un timp când noi vom sta în prezența lui Dumnezeu și acolo va fi bucurie,
pace și liniște. Nu vom mai avea suferință. Aceste clipe vor veni. Mai devreme sau mai târziu. Cum spuneau cei de la NASA că a doua preșestie, второе preșestie, приближается. Ei nu știu despre ce vorbesc. Noi știm că vom trece din suferință la o viață plină de fericire. Apostolul Ioan, în Apocalipsa, spune că apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, nouă Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochi și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel din tâi. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Cel ce va birui, spune Dumnezeu. Și ce avem noi de biruit? Ca și Iov. Noi avem de biruit ca și Iov, trecând prin suferințe, gândul nostru să fie îndreptat numai spre Dumnezeu. Să știm că avem un Creator care ne așteaptă. Unora le-a dat 60, altora 70, celor mai tari spune că le-a dat 80 de ani de trai pe acest pământ. Așa că aici suntem trecători. Chiar dacă trecem prin suferințe, unii vor pleca mai devreme, alții mai târziu. Dar suntem trecători pe acest pământ. Să avem această nădejde vie că ne vom întâlni cu Dumnezeu, fiindcă El ne așteaptă. Credeți în lucrul ăsta? 2-3 cred. Dar credeți sau nu că Dumnezeu vă așteaptă și vă veți întâlni cu El? Slăviți să fie Domnul! Haideți să venim în rugăciune în fața lui Dumnezeu și cred că fiecare are nevoie de pocăință în fața lui Dumnezeu de fiecare dată când vine rugăciunea. În Vechiul Testament spune despre trei bărbați, trei tineri al lui Israel care stăteau în rugăciune și chiar dacă Nebucadnețar a spus că să fie aruncați în cuptorul cu foc, acei tineri au spus că împărate, fă ce vrei, dar noi știm un lucru, că noi avem pe Dumnezeu nostru care chiar dacă vom fi aruncați în cuptorul cu foc, El ne va izbăvi. Aveți încrederea în Dumnezeu că El vă va izbăvi chiar dacă veți mere pe pat de boală? Eu cred în asta. Fiindcă am trecut și am simțit rugăciunile voastre și puterea lui Dumnezeu care ne călăuzește. Haideți să ne rugăm Domnului ca să se îngrijească de noi, să se îngrijească de cei care astăzi nu sunt cu noi. Ei sunt responsabili pe viața noastră. Cei care nu sunt în mijlocul nostru și stau acasă bolnavi, ei sunt responsabili pe viața noastră. Ei nu vor ca
virusul care îl au ei să-l transmită și altora. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Dumnezeul nostru și Tatăl care ești în ceruri, ție să ducem toată slava și toată cinstea, pentru că Tu o meriți. Tu ești Creatorul nostru care ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta. Tu, Dumnezeule, dorești ca așa să ne prezentăm în fața Ta în ceruri. Dumnezeule, îți mulțumim și de această pandemie care s-a bătut asupra întregului pământ. Noi știm, Doamne, că Tu vrei să mai cureți pământul de rău. Și chiar prin această pandemie, mulți vor pleca, dar ne pare rău că vor pleca nu în acea direcție pe care o dorești Tu. Te rugăm, Doamne, ca să vindești Tu frații noștri care sunt bolnavi. Te rugăm, Doamne, pentru păstorii noștri care nu sunt în mijlocul nostru. Și îți mulțumim, Doamne, pentru promisiunile Tale care le-ai făcut. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai spus lui Petru că voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai lăsat cuvântul Tău pentru noi, ca să ne îndemne, să ne dea înțelepciune, neprihănire. Ca tot ceea ce vom face să fie spre slava și gloria numelui Tău. Amin.